Vom avea și în această toamnă al doua ediție a târgului de tehnică agricolă și noi tehnologii în agricultură. De data aceasta va fi în luna octombrie, respectiv 18-21 octombrie. Eveniment la care sperăm ca anul acesta să avem atât din partea celor care a expozanților, cât și a participanților la expoziție o atracție cât mai mare și, clar, și rezultate cât mai bune. Rezultate care, normal, se traduc în a lua fiecare câte ceva din experiența transmisă. Acest târg nu este doar pentru vizitare, aici se creează relații comerciale, parteneriate, adică e o rampă de lansare pentru agricultorii care vor să intre pe această nișă? Sigur, la târg vor fi prezentate ultimele tehnologii și tendințe în ceea ce înseamnă activitate în agricultură. Vom avea inclusiv expoziție de animale, tot felul de simpozioane cu tematică care va fi clar în avantajul producătorilor agricoli. Vor fi mulți exponanți de tehnică agricolă care clar că vor prezenta, dar vor și dori să vândă utilajele respective. Vă așteptați la ați spus, de fapt, o prezență mai mare, atât a expozanților, cât și a vizitatorilor față de anul trecut? Anul trecut, fiind prima ediție, am fost chiar foarte mulțumit de gradul de participare. Sperăm ca și în acest an, deși este un an agricol care a dus mai mult în satisfacții decât satisfacții din activitatea depusă și atunci clar că și atracția și buna dispoziția a producătorilor agricoli în general este mai slăbită. Dar sperăm ca cel puțin vremea poate până la acea perioadă să se mai îndrepte și oricum în agricultură trebuie să ne dotăm și să căutăm să aducem tehnică cât mai performantă. Ați spus că va fi undeva în octombrie, dar există o dată? Aveți detalii în momentul ăsta sau e încă în plan? Deci se va desfășura în perioada 18-21 octombrie, adică de vineri până luni, perioada în care, clar că programul detailat în preajmă va fi prezentat, astfel încât fiecare să-și aleagă atât ziua cât și perioada de vizită care îl interesează.